corpim puțin. Chestia asta e prea strânsă. Te descurci cu casca pistoi? Și-o pune saltărețe, nu din nou. Îl iubesc pe Romeo. Îl iubesc pe Romeo. Oprește-te! Abandonați nava! Roboțel, deschide trapa de pisică! Super Shop Lipirea! Am rămas numai noi doi, roboțelule! Ne trebuie un plan! Șopârile șocate! Trebuie să ne grăbim! Pasul 1, să le ducem aceste căști, bufniții și robisoi! Pasul 2, pisoiul își face treaba! Măi, cameleon! E ca un joc video! Stați! Intruși! Ajutor! Ajutor! Da! Ura, m-am întors! La fel și casca asta. Pisoi, nu te mai scârbina! Pune-i casca înapoi și bufniței! Corect, nu voi face aceeași greșeală a doua, adică a treia oară. Oprește-te! Mai multe exerciții! Poftim? Pe nena, ripate! Cum am ajuns tocmai aici? E în regulă, vă ajut eu! Dar întâi trebuie să opriți acel difuzor. Gata cu cântecul lui Romeo! Gata cu cântecul lui Romeo! Haideți să fim eroi! Bună treabă, roboțel! Poate planorul e blocat, dar încă poți zbura să rezolvi asta. Ups, era să fac ca pisoi. Pisoi, ești sigur că poți face asta? Pisi urechile, e prea mult. Știu că e greu pentru tine. Urechile tale sunt sensibile. Dar cum rămâne cu celelalte simțuri? Ha? Nu ai doar auzul. Ai și mirosul și văzul. Exact ca noi. Bine, sunt un erou. Voi reuși. Miros un câine ud? Văd roboți zburători drept în față. Roboți! Opriți pisoiul și pasărea să nu ajungă în camera de control. Nu te opri. Voi trage de timp cu vântul în aripați. Cum au reușit eroii nesuferiți să scape de sub controlul minții? Stăpâne, alertă de șopârlă. Hă? Dacă asta e vorba despre un animal... Romeo! Oh, nu! Asta se termină acum. Poftim! Scuze, poți repeta? Poți auzi asta? Oh! Vei fi al meu din nou! Pot face asta! Nu mi se spune... Păi, nu mă numesc incredibilul pisoi degeaba! Super pisi dulci! Cum? Super săritura! Te-am prins! Super mușchi de șopi! Da! Wow! Pe blana mea, cum am ajuns în locul ăsta? Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior!